Chestia se întâmplă la prietenul meu, care e proprietarul aici. Așa. Care mai mă ajută pe mine, mai țin caii pe aici, lângă Brașov. Da. Când ai câte un eveniment? Când am câte un eveniment, când mai vin de prin țară cu câte un cal. Așa, e bun. Să mai mă duc și mânjii amândoi sunt mânji din Adal. Asta de la prima iapă este mânzuță și de la a doua iapă e... De ce cai frumos, mă? Stai, nu-i băgați băieți încă. Băieți, nu-i băgați. Du-o încolo către poartă, te rog. Cum îl cheamă băiatul? Sebi. Hai, du-te și tu, te rog, după Sebi. Hai, mama la mânză. Da. Iapa mai mare. Asta e iapa lipițana a doua, asta mai mică. Și mânzul și e aici. Și un mânzuleț, uite, de aici. Vine și imediat. Stai, Sebi, nu te-ai băgat, Sebi. Rămâi pe loc, Sebi. Aici am mânzutul. Amândoi sunt mânci din Frizian, adică da. Din calul meu, nu? Da. Din Adal, da? Din Adal, da. Care fi. Mânci au... Ușor. Hai aici, Ionuț, lângă mine. Ionuț. Ionuț, hai lângă mine, chiar în spatele meu. Op. Op, 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 op. Vezi? Cum știe? Ușor. 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 Să vezi dacă asta, asta e brăsnicuț. Asta e mai mic. Aha. La prima parte din iunie, asta e din iulie. Ce mângeam de vor fi de vânzare, că din iapa asta mai avem două mânze. Așa, din care? Da, și? Surori și de mamă și de unde tată. Unde-s? Sunt în Bășune. Așa. Și vreau să le ținem pe alea două surori și de mamă și de tată. Așa. Să facă două iepe de trăsură. Am înțeles. Cât au alea, un an? Deja are patru boxe. Una are doi și una un an. Aha. Și... poți să te miști aici. Tot așa din Frizian și tiparul la mânz. Deci exact cum sunt sure. Exact cum e mânz, așa sunt și ele. Aha. Sunt vinete acum. Deci vor fi cai suri. Vor fi suri, da. Aha. Tot cu Frizian? Cu Frizian, da. Deci cu tot cu Adal, da? Da, da, da. Nu, mânzele sunt, iapa am cumpărat-o de la Hunor, da. De la Bistrița. Hop, oprește-te acolo cu sura. Hai, tinere, lângă prietenul tău cu sura. Să și, vedem un pic surele. Și a avut, a fost gestantă. Pune-o așa, așa, bun așa, așa. A fost gestantă și a avut mânz lângă ea, cu Cezarul, cu armăsarul Hunor. Am înțeles, deci din armăsarul Hunor... Exact. Sunt ambele mânze de... Ambele mânze, sunt surori și de mamă și de tată. Ce le aveți voi sus la prăjurile, da? Da, sus la toșină. Aici putem vedea mânzuții, care, care când va fi momentul lor de despărțire, de când vor fi înțărcate... Vor fi de vânzare. Da, să pice pe mână bună, că ăsta e un lucru foarte important. Tu ce acai pe aici, pe la Brașov? Sunt față de cât erau. Aici nu știu dacă mai sunt 10 în... În satul ăsta? În satul ăsta. Sat, e cartier al Brașovului. Da, practic, da, e un cartier, da. Fain. Aparține de Brașov. Ce-am vrut să te întreb, domnul Ionuț? Știi că am văzut noi un mânz tărcat, era mai mic ca ăștia. Avea câteva zile. Da. Cum e mânzul ăla acum? Frumos. Mare? Da. Poziție de Frizian? Da, da, da. Frumos, sărcat, poziție de Frizian. Sărcat, da. Da, uite, ai văzut cum era mânzul ăla? Da. Al doilea an, anul ăsta, a fătat mama lui mânză. Tot așa pe culoarea? Și e neagră tot. Un pic, o steluță mică are în frunte. Am înțeles. Anul viitor poate face iară unul ca ăla. Anul viitor, da. Exact, ai așteptat să pună pereche, știi? Aha. O să ai un pic de așteptat cu perechile, că așa-i socoteala. Așa se întâmplă, exact, nu sunt norocoasă. Rar se întâmplă să fie așa norocoasă. Ce să faci? Iapa asta mică, ce, te uiți la ea, știi, iapă de lipițan. Da. Iute și, da, nu, dar nu, zici, când te uiți la ea, zici că e un pic de iapă, o iapă mică, o iapă. Asta. Dar au dat niște mânzi, iapa asta de numai. Plus și păcat dacă... Păcat că dacă, uite și mânzul, dar mânzul e mai mic.
cu o lună decât celălalt. De la iapă. Și uite iapa cât e de mare, iapa mama lui. Și uite de la unul. Dacă te uiți la mânz, nu e chiar așa de înalt, dar de lung e mai lung decât. Da. Mai mergeți, băieți, așa un pic, așa încerc, ușor cu iepele. Așa ușor. Ăla mic după. Iepele se văd foarte, foarte cumini, se văd că e au fost... E apă. Da. Zic, se vede că au fost socializați în trecut. Fii atent că asta ar avea și din arab un pic. Vezi? Mm-hmm. I-ai văzut capul? Da, are capul ăla, nu știu, am văzut. Ochiul nu se fie bun de știucă. Uh-huh. Aia înseamnă, știi? Da. Asta l-are odată către lipițan, verbecat. Aha. Este și mă salare verbecat. Și mare lipițan, verbecat. Da. Cosmin, acum unde e? E la muncă. Lucrează la pompier și... Pe... E la muncă, da. Șofer acolo pe aia mare? Da, e. Bunul manej de ăsta. Să-l ai lângă casă. Chiar te ajută mult. Trebuie să-l refacem un pic acum, că noi l-am făcut acum vreo 2-3 ani, l-am făcut așa la... La repezeală. La repezeală și... Nu, noi am pratat lemnul, nimic și lemn de brad și s-o mai copt. Da, da, uite, vezi, ai băgat calul înăuntru. Poți să-l lași aici. Poți să-l singur, știi, că-i dai drum când ai timp, acea 2 ore l-ai băgat aici, lași singur. Să mișcă, cum se zice. Ăsta ar fi și el sur, din față. Ăla sur 100.000. Așa ai? Da, păi dacă ne uităm deja o să văd fir. Ai calpro. Ai sur 100.000, că așa au fost și surorii de lui. Aha. I-am făcut cu Levi pe 100 de euro pariu. Că... Cu care Levi? Cu Levi de la Bistrița, cu Jar. Așa. Au zis că mânza e neagră. Care? Când am cumpărat iapa de la unul, așa. Avea mânză lângă ea, din mânzele două care sunt pășune. Așa. Și era gestantă iapa tot cu armăsarul. Da, și? Și iapa era, mânza era mică, era mai mică ca să avea o lună de zile. Nu a apucat să-și dea seama, a? Și el a zis că e negru mânza, știi? I-a zis 100.000 că e sur. Și? Și sură e. Și unde e suta? Acum între noi, le-am prieteni. Oare datorie. Asta că doar vă întâlniți voi. Da. Dar vreau să zic așa... Eu am învățat de la taică-mi când era mic sau așa și zicea, știi? Mânzul când tot așa, ia păi și făcut un negru, tiezi mânzul. Mânzul când e negru și negru ăla lucios când e mic. Da. Negru ăla nu e negru, e sur, știi? E maroniu. Așa și... Când se naște maroniu, atunci ăla e negru. Aha. Da, acum că vorbim de cambo. Dar ăla care e negru lucios când se naște, ăla e sur 100.000. Am înțeles. E, dar vezi că nu. Eu, de exemplu, l-am văzut pe ăsta un pic așa și m-am uitat la el și mi-am dat seama că e sur. Dacă tot vorbi de Levi, vreau să zic că Levi e un prieten foarte, foarte bun. Cu ocazia asta, că tot ne-am adus aminte de el, îi mulțumesc încă o dată că mi-a dat mașina cu remorcă cu tot. Și mi-au băgat și jumătate de rezervor de motorină ca să facem pentru cazul social, pentru domnul Bogdan, căruia i-a murit iapa. Și domnul din Bucovina, foarte cum se cade, mi-a dat un cal ca să-l ajute pe omul ăla, să-i ajute familia. Îi mulțumesc tare frumos încă o dată la omul din Bucovina și lui Levi. Și le mulțumim tuturor care s-au implicat și ne-au ajutat în cazul ăsta social, că vezi tu cum e, dacă noi nu ne ajutăm când ne este greu, că știi cum e, când fiecare pune puțin, 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 să adună, e puțin să face mult, să face mult, numai vezi că asta trebuie omul care să se implice, să dea ideea și să pornească ideea și să se pună la finalizare. Asta așa, am văzut că mai postez câte un alt, câte un caz, câte să-i trezesc, câte, câte unul, să comenteze, că da. De ce postez, că de ce... Până da. Dacă nu ai plăcerea și treci mai departe. Treci mai departe. Dar nu e vorba. Dar probabil sunt oameni care nu te... Nu mă cunosc. Cunosc și exact, se află și îi întreabă, știi? Da. Mai zisese unul, că mai
Vedeți că ăsta e un hoț, că au mai pus așa alte cazuri. Da. Numai asta vrea să facă, să strângă bani. Cum ar ar veni că tu vrei să zici chestia asta, bani pentru tine. Așa nu vezi contul că pune pentru alte persoane, pentru... Dar o să vede acolo cu nume, cu exact. Număr de telefon. Sunt direct omul, întreb frumos problema. Chestia e foarte transparentă, dar cine ne cunoaște pe noi știe. Și oricum, la toate cazurile astea sociale, dacă, de exemplu, la un om i-a murit calul, eu sunt primul care pun. Dacă, știi? Nu, acum cât e un pic, știi? Dar nu iau. Vezi că se vede că ai deja am dat un pic. Da, da. Da. Păi, eu am văzut firele. Dar asta e încă în dubiu. Aha, aha. Aha. Pe alte culori, păsuri e un pic greu să-ți poți da seama când e mic, dar pe alte culori, când se julesc acolo la coate, știi? Da. Atunci, după julirea aia... Începe să iasă părul care, direct, puful de mânt. Direct părul lui original. Asta pentru cine înțelege, o să și pun acum o imagine chiar pe porțiunea de picior care se julește. Când el se ridică de pe lemn sau de pe beton, dacă îl ții pe beton. Bine ar fi să nu ține nimeni cai pe beton. Fiindcă betonul nu-i bun. Așa. Betonul nici ca perete nu e așa bun. Trebuie să pui alte chestii pe lângă. Să le prinzi pe betonul ăla ca să fie sănătos. Așa. Le mulțumim la băieți. Tinere, cum te cheamă pe tine? Ionuț, îți mulțumim frumos că ne-ai ajutat să prezentăm iepele lui domnul Cosmin. Îi mulțumim și lui băiețelul mai mic, lui Sebi. Așa. Hai să punem azi mâna pe un cal, primul cal. Direct în gura mea. Așa. Băieți, mulțumim tare frumos. Și noi îți mulțumim, Cristi. Domnul Ionuț, îți mulțumesc frumos pentru tot. Oricând ești binevenit. Așa. Și oricine care e cu cai din țară, dacă... Pot să vină în vizită. O să vină în vizită dacă are vreo problemă sau cea să mă caute. Că... Și domnul Ionuț, încerc să-i ajut. N-am specificat în filmul tău, tu te duci și la evenimente, onorezi evenimente, nunți. Da, am început să mă cam plictisesc. Da, mai fost în foarte multe evenimente anul ăsta. Aha. Mă duc doar mai local. Mai local și mai la prieteni, așa? Bine, la prieteni aia nu-i problema, că dacă mă invită un prieten sau un cunoscut, las orice și merg, aia nu... Și nu se pune problema de renumerație sau așa, mă duc pur și simplu, că de plăcere. Foarte bine. Să ne întâlnim și... Vă mulțumim frumos! Băieți, puteți să duceți caii. Iar un prieten din țară sau ceva, ține o nuntă sau ceva, merg fără nicio problemă, știi? Da. Am fost și la Bacău, acum... Suna Luigi. Ai fost la el? Dacă îmi fer, da. S-a surat el? Nu, cineva... M-am speriat că sunt surat Luigi. Nu. Îl salutăm și pe Luigi, că tot am adus vorba de el. Un băiat bun. O soră la... Ginerito.